Mai ales mulțumesc. În România, obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică. 15 din 100 de oameni suferă de obezitate, iar unul dintre ei sunt supraponderali. Atunci când alimentația și sportul nu mai ajută, singura soluție rămâne operația. Ce opțiuni chirurgicale există? Aflăm de la invitatul meu de astăzi, domnul dr. Victor Diaconu, medic primar chirurgie generală. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Când vorbim despre o persoană obeză și când vorbim despre o persoană supraponderală? Raportul dintre obezitate și supraponderabilitate este foarte clar definit prin indicele de masă corporală. O persoană se poate numi supraponderală când indicele de masă corporală depășește 30, iar diferitele grade de obezitate apar la indici mai mari de 30-35, de exemplu, și putem vorbi despre persoane cu obezitate morbidă sau superobeze, peste un indice de masă corporală peste 50. Ce soluții sunt pentru acești pacienți sau de ce au nevoie de soluții? Pentru pacienții supraponderali, prima opțiune ar trebui să fie nutriția. Pentru pacienții care au un indice de masă corporală mare, la care se adaugă comorbidități, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiune arterială, probleme legate de boli cerebrovasculare, probleme articulare, atunci putem lua în calcul chirurgia. Există mai multe forme ale chirurgiei, mai multe variante? Există foarte multe tipuri de intervenții chirurgicale metabolice. Cele mai cunoscute, operația de gastric sleeve sau operația de micșorare de stomac. Urmează în ordinea alegerii operația de bypass gastric, care au o tentă metabolică mult mai intensă decât operația de gastric sleeve. Pentru fiecare dintre aceste intervenții chirurgicale există o indicație foarte strictă. În urma investigațiilor de laborator, testelor clinice și paraclinice, medicii poate să-și dea seama ce intervenție chirurgicală este optimă pentru pacientul respectiv, pacientul în cauză. Când este efectuată fiecare în parte? Adică, care sunt parametrii de care se ține efectiv cont? În momentul în care pacientul prezintă probleme, tulburări metabolice intense, cum ar fi diabetul zaharat, probleme cardiace intense, atunci putem să ne gândim la operație de bypass gastric, care, după cum vă spuneam, are o tentă metabolică mult mai intensă decât operația de micșorare de stomac. În operația de micșorare de stomac o alegem preponderent la pacienții care au deslăbit un număr mare de kilograme, dar la care considerăm că problemele metabolice se pot regla pe măsură ce ei ajung la o greutate normală sau apropiată de normalitate. Ce indicații sau contraindicații există pentru pacienți înainte de aceste intervenții? Trebuie să-și schimbe deja stilul de viață? Trebuie să scape de niște kilograme pe care le-au acumulat? Nu neapărat să scape de niște kilograme pe care le-au acumulat în timp, pentru că operația la asta se referă, pentru asta o facem. Stilul de viață, da, trebuie schimbat. Orice pacient care ajunge în clinică trebuie să aibă un consult de nutriție, consult psihologic, care îl coordonează și îl învață ce ar trebui să facă după intervenția chirurgicală. Într-adevăr, marea majoritate a pacienților au probleme de ajustare a dietei după intervenția chirurgicală. Ce presupune acest lucru? Este mai dificilă recuperarea pentru un pacient? Recuperarea nu este dificilă pentru că acest tip de intervenții chirurgicale se efectuează laparoscopic, minim invaziv. Dieta postoperatorie, readaptarea este ușor dificilă. În sensul că prima parte a vieții după operațiile astea metabolice impun un regim lichidian pentru o perioadă scurtă, 10 zile, apoi o alimentație pasată pentru o perioadă de 2 sau 3 săptămâni, pentru a reveni la o alimentație solidă după primele 3 săptămâni, o lună de zile. De regulă, datorită faptului că după aceste intervenții chirurgicale, pofta de mâncare și senzația de foame dispare sau se ameliorează semnificativ, această perioadă este străbătută cu oarecare ușurință de pacient. Există riscul sau există pacienți care au pus la loc kilogramele pe care le-au pierdut? Evident, nu același număr de kilograme. Riscul postoperatorii sau anestezico-chirurgicale, evident, există. Orice intervenție chirurgicală prezintă riscuri anestezico-chirurgicale. Rolul nostru este de a scădea aceste riscuri prin investigarea pacientului preoperator, o investigare foarte atentă,
pentru a ajunge cu pacientul la sala de operație în starea de sănătate cea mai apropiată de normal. În aceste situații, riscurile se diminuează semnificativ. Mă întrebați de riscurile postoperatorii. Dacă acel pacient care a pierdut numărul de kilograme le poate recupera în timp, dacă nu respectă regimul? Una dintre cele mai importante întrebări pe care pacientul trebuie să o pună medicului pe care l-a ales pentru acest tip de intervenții chirurgicale este cât durează programul de urmărire. Programul de urmărire ar trebui să dureze o perioadă foarte lungă, cel puțin 3-5 ani. Lucrul ăsta face ca procentul de pacienți care încep să repună după kilograme, după această intervenție, acest tip de intervenții chirurgicale, să scadă foarte mult. Vă mulțumesc mult pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile pe care ne-ați oferit. Cu cea de-a doua parte...